Rock in Reghin, singurul festival rock din municipiul nostru, ajunge în această săptămână la ediția a 7-a. Sâmbătă 7 decembrie de la ora 20, pe scena Casei de Cultură a Tineretului George Enescu, vor concerta formațiile Hotel Siv, Black Diamond, capul de afiș al ediției din acest an fiind trupa metal din Ungaria, Moby Dick. Cei de la Moby Dick se află în turneu în România. Schmiedel Tomas, chitară și voce, Menteș Norbert la chitară, Göbel Gabor, bas și Höfer Peter Tobe sosesc în premieră la Reghin și promit un concert pe cinste sâmbătă seara. Cinefilii reghineni vor avea parte de o seară de film la Casa de Cultură a Tineretului George Enescu. Duminică 8 decembrie de la ora 17 va putea fi urmărit filmul documentar Afacerea Tănase, semnat de Ionuț Teianu. Documentarul relatează incredibila poveste a scriitorilor români Virgil Tănase și Paul Goma, care ar fi trebuit să fie asasinați la Paris din ordinul dictatorului român Nicolae Ceaușescu. În anul 1982, François Mitterrand, proaspăt ales președinte al Franței, este pus față în față cu Nicolae Ceaușescu, dictatorul român, prin intermediul unei povești de spionaj demnă de un roman polițist. Un conflict în plin război rece, o luptă dusă în culise de către serviciile secrete ale celor două state, Direcția de Supraveghere a Teritoriului și respectiv Redutabila Securitate. Ceaușescu îi cere unuia dintre agenții săi să asasineze la Paris doi dizidenți, scriitorii Virgil Tănase și Paul Goma, ambii cetățeni francezi. Însă agentul securității, Matei Haiducu, cunoscut drept Mathieu Forestier, ia legătura cu serviciul secret francez și deturnează toate planurile de la București. Așadar, este un film care merită să fie văzut. Prețul unui bilet de intrare este de 5 lei. Duminică 8 decembrie de la ora 11, Teatrul Ariel din Târgu Mureș invită prichindeii cu vârsta peste 4 ani la spectacol. Este vorba despre piesa de teatru Cenușăreasa. Este povestea unei fete cu suflet de aur și haine pline de cenușă, murdare de la atâtea munci la care o supun mama vitregă și cele două fiice ale ei. Cu minte și răbdătoare, Cenușăreasa are o singură dorință. Din distribuție fac parte Mirabela Valea, Mariana Iordache, Mioara Topor, Cristina Ungureanu, Andy Brânduș, Iuliu Pop Andrieș, Cornel Iordache, Valentin Lozincă Mandric și Viorel Meraru. Regia este semnată de Oana Leahu. Dacă vă place muzica ușoară și mai ales dacă v-a lipsit funk-ul sau fusion-ul, atunci seara de sâmbătă, 7 decembrie, de la ora 21:30, în sufrageria J-Bistro din Târgu Mureș, vă este dedicată. Fondată în 1996 în Timișoara, la inițiativa lui Edi Neumann și Florin Barbu, purtând inițial numele de Funkin' Lee Free, Blazaj se impune printr-un sound complex plin de energie, culoare și originalitate. Versurile încărcate de mesaj sunt sugerate chiar și înaintea unei audiții de numele trupei provenit din combinația cuvintelor blazare și jazz. Vali Potra la tobe, Sergiu Cătană percuție, Alexandru Pascu bas, Gabi Almași chitară electronică, Petrică Ionuțescu trompetă, clape și Octavian Horvat voce. Duminică 8 decembrie de la ora 17, în Biserica din Cetate, din Târgu Mureș, corul de femei Musica Humana, dirijat de Chiki Ciobo, va interpreta pagini de muzică sacră din creația lui Britten și Orban Gheorghi. Își dau concursul Sekeres Judith Sopran, Vos Onomario Alto, Strauss Imre Ișvan, pian și orgă. Și tot în Biserica din Cetate, marți 10 decembrie, iubitorii genului cameral vor putea asculta trei quartete de coarde din creația lui Bartok în interpretarea unei renumite formații din Ungaria, Quartetul Kelemen.